Astăzi a fost forfotă mare în cimitirele din Făgăraș. Sute de locuitori și-au îndreptat pașii spre mormintele unde se odihnesc cei dragi. Este ziua morților, ziua în care, potrivit tradiției preluate de la creștinii catolici, în data de 1 noiembrie sunt comemorați cei trecuți la cele veșnice. În această zi, oamenii aduc o jertfă celor dispăruți, aducând flori și aprinzând lumânări la cimitir. Pentru cine vă rugați astăzi? Avem aranjamente funerare, top plantele înăuntru, coroanițe de prad, artificiale, plante la ghiveci, diferite prețuri de la mic la mare, de la mic câte la 7, 25, 35, coronițele, flori de paie se vând cel mai bine, candele avem, pentru o să cumpere o floare, o coroniță și o candele, ce e specific de 1 noiembrie. Istoricul acestei zile și are rădăcinile în vremurile precreștine în cultura celților. Celții, înainte de a fi creștinați la 1 noiembrie, își comemorau morții din familie, iar primii creștini la această dată își comemorau martirii. În anul 1835, la data de 1 noiembrie a fost fixată de papa ca data a comemorării tuturor sfinților, iar ziua de 2 noiembrie stabilită ca dată pentru comemorarea morților. Obiceiul luminației a intrat în cultura transilvaneană sub influența catolicismului după cel de-al doilea război mondial.